Astăzi, polițiști rutieri, împreună cu reprezentanții Registrului Auto Român Constanța, au desfășurat ample acțiuni în vederea prevenirii accidentelor rutiere produse pe fondul defecțiunilor tehnice ale autovehiculelor. În cadrul acțiunii au fost verificate cu prioritate autovehiculele a căror capacitate este de 8 plus 1 locuri. Acțiunea s-a desfășurat pe parcursul a 4 ore. În dimineața zilei de 17.02.2014 a fost depistat pe raza municipiului Megidia un conducător auto aflat sub influența băuturilor alcoolice, căruia a fost întocmit dosar de cercetare penală pentru conducere cu o imbibație alcoolică mai mare de 0,80 grame la litru și i s-a reținut de asemenea și permisul de conducere. Astăzi s-a acționat pe linie de stare tehnică împreună cu reprezentanții RAR, rezultatele fiind 3 certificate de matriculare reținute plus sancțiunile aferente. De asemenea, se va acționa în continuare pe raza de competență atât municipiul Megidia cât și comunele arondate pentru prevenirea și combaterea indisciplinei conducătorilor auto și a pietonilor și asigurarea unui regim legal de circulație și unei stări adecvate în trafic de liniște și siguranță pentru cetățeni. Cu această ocazie atragem atenția tuturor conducătorilor auto și participanților la trafic să respecte codul rutier și legislațiile în vigoare pentru a nu fi surprinși în abatere. În cadrul acțiunii a fost verificată utilizarea anvelopelor de iarnă, precum și gradul de uzură al acestora, mecanismul de frânare și sistemul de direcție, instalația de iluminare semnalizare, reglajul acesteia, autenticitatea seriilor de identificare ale vehiculelor, legalitatea montării și utilizării lumilor de altă culoare sau intensitate, a dispozitivelor ori accesorilor de avertizare decât cele omologate și concordanța dintre datele din certificatul de înmatriculare cu caracteristicile tehnice și deținerea inspecției tehnice periodice și valabilitatea acesteia.